Ce este înierbare între rânduri? Unul dintre cele mai eficiente procedee de întreținere a vitalității solului în vii și livezi este înierbarea spațiului dintre rânduri. Clima temperată, seceta, dar și gradul de eroziune a solurilor sunt doar câteva dintre cauzele care afectează structura solului, iar efectele acestora pot fi reduse prin înierbare. Această procedură poate fi utilizată diferit. Solul poate fi lăsat înierbat permanent, adică pe toată durata de exploatare a plantației, sau temporar, ceea ce înseamnă că, după un număr oarecare de ani, se menține o perioadă ca și ogor negru, după care se înierbează din nou. Totodată, înierbarea poate fi cu acoperire totală, când ierburile cresc pe toată suprafața, sau parțială, când o parte din teren este menținut gol, fără ierburi. În aceste cazuri, benzile înierbate vor constitui 2-3 metri între rânduri, iar sub coroană va fi lăsat ogor negru, de 1-1,5 metri. Uneori, plantațiile trebuie însămânțate artificial cu amestecuri speciale, cum sunt gramineile și leguminoasele. Alteori, este suficient de a menține vegetația naturală, crescută spontan. Plantațiile înierbate vor avea mai multe avantaje față de cele crescute pe teren gol. Pe lângă faptul că solul va fi îmbogățit cu substanțe organice, structura solului va fi îmbunătățită de rădăcinile ierburilor, în timp ce aceleași ierburi vor proteja solul de supraîncălzire și de eroziune. Totodată, covorul verde va reduce tasarea solului și se va evita formarea hardpanului. În același timp, va permite efectuarea lucrărilor agrotehnice, mecanice sau manuale oricând, chiar și imediat după ploaie. Un alt avantaj al înierbării este faptul că menține umiditatea în sol, iar datorită umbrei formate de covorul verde, temperatura solului se va reduce cu până la 10 grade Celsius, astfel evitând opărirea fructelor din livadă sau vie. Este ușor de realizat și întreținut, reducând cantitatea de apă necesară irigării. La fel ca toate lucrările agrotehnice, procedeul de înierbare comportă și unele dezavantaje. În cazul nerespectării procedeilor tehnologice, cum ar fi cositul, scarificarea, pot apărea rozătoarele. În perioadele secetoase, fără irigare, apare concurența pentru apă și elementele nutritive dintre pomi și ierburile perene. Există mixuri speciale pentru asemenea scopuri, care conțin semințe de graminee și leguminoase stabilit în proporție specială, printre care golomățul, sparceta, reigrasul, păiușul de livadă, firuța și trifoiul. Perioadele optime de înierbare corespund cu începutul toamnei, în intervalul 10 septembrie-20 octombrie, sau începutul primăverii, în intervalul 10 februarie-30 martie, în cazul în care terenul a fost pregătit din toamnă. Lățimea benzii înierbate este de 2-3 metri, iar a benzii rândurilor 1 metru, 1,5 metri. Norma recomandată de semănat este de 100-120 de kilograme per hectar. Poate varia în funcție de perioada de semănat. Pentru întreținerea acestui covor verde se vor efectua lucrări de cosire repetată, de 4-6 ori, iar masa vegetală va fi împrăștiată sau folosită ca și mulci. Primăvara și toamna se vor efectua lucrări de scarificare pentru aerare. Experții recomandă ca înierbarea să fie efectuată din anul 2 de la înființarea plantației. La înierbarea parțială se pot utiliza amestecuri de îngrășăminte verzi pentru a asigura solul cu elementele nutritive necesare. În caz de necesitate, reînsămânțarea se poate efectua odată la 6-7 ani, cu norma de 4-5 grame de semințe pentru 1 metru pătrat.